Politicianul german Udo Vogt, membru al Parlamentului European, a făcut un comentariu critic la adresa colegilor săi în timpul dezbaterilor privind invalidarea alegerilor din Chișinău. Eurodeputatul a pus la îndoială sinceritatea forului legislativ european în condițiile în care, anterior, instituția a trecut sub tăcere alte fără de legi, cum ar fi furtul miliardului. Seit 1991 erleben wir, dass NATO und die europäischen Staaten eine starke Einkreisungspolitik. Din 1991 vedem cum NATO și statele membre UE fac o politică de încercuire a Rusiei. Moldova, Ucraina și alte state sunt vizate. Mă întreb, unde este sinceritatea în acest parlament? Unde a fost indignarea când în 2017 președintele ales direct Dodon a fost eliminat de Curtea Constituțională? Suveranitatea Moldovei astăzi se reduce la credite față de Uniunea Europeană. Pur și simplu cerșesc de la UE. Ce s-a întâmplat cu miliardul de dolari care a dispărut din trei bănci din Republica Moldova? Toate aceste lucruri sunt neclare astăzi, iar Uniunea Europeană ar face bine să respecte principiul neingerinței în treburile altui stat.